Cea de-a șasea ediție a galei Corneliu Coposu s-a desfășurat în premieră la Chișinău. Evenimentul a avut un program bogat ce a culminat cu o celebrare a competențelor, demnității și adevărului istoric. Maria Sirețeanu, elevă la liceul Emil Nicula din satul Mereni, raionul Aneninoi, a devenit deținătoarea premiului întâi la concursul de eseuri cu tema Represiunea comunistă în România și Republica Moldova. Onoarea este deosebită, ori lucrările au fost lecturate de un juriu în frunte cu distinsa poetă Ana Blandiana, figură emblematică a rezistenței anticomuniste din România. Gala Corneliu Coposu la Chișinău are o misiune concretă, să perpetueze idealurile liderului opoziției din România postcomunistă. A apărat principiile și valorile adevărate. Pentru asta a făcut 17 ani și jumătate de pușcărie comunistă. Gala propriu-zisă a fost anticipată de lansări de carte și de dezbaterea istorie, memorie, valori comune, care a fost un prilej de discuții. Despre multe aspecte ale regimului comunist din România, dar și similitudinile cu cel sovietic, care de fapt a fost un transfer din Uniunea Sovietică spre România. Și în felul acesta trebuie să discutăm mai mult despre suferințe, despre victimele care le-a produs. O componentă a galei a fost înmânarea premiilor câștigătorilor concursului de eseuri cu tema Represiunea comunistă în România și Republica Moldova, la care au participat tineri de pe ambele maluri ale Prutului. Are ca temă pătrunderea în generațiile care n-au trăit comunismul, despre informații și idei despre ce a fost și ce trebuie să nu mai fie. Lucrările au fost multe și foarte bune. Ce extraordinar este, nu numai că este premiul întâi din Republica Moldova, dar este o elevă în timp ce majoritatea sunt studenți. Este efectiv o lucrare excepțională. Ea așează răspunsul teoretic la întrebarea despre represiunea comunistă în descrierea situației din satul lor. Extraordinară! Sunt foarte entuziasmată, fericită, onorată să fiu câștigătoare acestui concurs. M-a motivat faptul că sunt din satul Mereni, iar satul Mereni are un muzeu în aer liber dedicat victimele represiunilor comuniste. Și atunci am avut aceste dovezi, aceste izvoare istorice și am cercetat. Comunismul a fost o doctrină în care s-a impus o tortură cât și psihică, cât și fizică. Ca evenimente principale au fost deportările în masă, foametea organizată. Președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu a anunțat și proiectul pe care îl susține actuala gală. Este proiectul dedicat complexului muzeal în memoria victimelor represiunilor comuniste din Mereni. Vom strânge bani și vom face tot posibilul ca toți românii să doneze pentru acest proiect. Sperăm noi că datorită acestui eveniment vom atrage atenția mai mult asupra necesității creării unui muzeu național în aer liber dedicat victimelor represiunilor din perioada sovietică. Primele donații pentru amenajarea muzeului în aer liber din satul Mereni, Aneninoi, au fost făcute chiar de participanții la gală, iar reprezentanții Fundației Corneliu Coposu și partenerii lor se află în căutarea și identificarea unor noi proiecte, spații ale memoriei, ce merită a fi susținute la viitoarele ediții.